Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Este joi, este emisiunea săptămânală cu părintele Calistrat Chifan, care se află deja în studioul nostru, iar astăzi ne va vorbi despre viața Sfinților Mari Împărați Constantin și mama sa Elena, prăznuiți de bisericile ortodoxe pe data de 21 mai, adică mâine. Sărutuna, părinte! Bine ați revenit la noi! Hristos a înviat și mulțumim la cei ce ne ascultă și să ne concentrăm și asupra împăraților Constantin și mama sa Elena, dar și asupra ceea ce au putut face acești doi oameni pentru istoria bisericii și a lumii. Pentru început, cine au fost ei? Păi, dacă o luăm logic, după scrierile lui Eusebiu de Cezarea, împăratul Constantin se remarcă abia în anul 312, când la podul Vulturilor îl învinge pe Maxențiu. Acolo are loc o minune. El este fiul lui Constanțiu Clor, născut cumva dintr-o femeie frumoasă, tradițiile spun că ar fi fost hangiță de profesie, deci nu de nea, de profesie, de meșteșug. Nu era o femeie lipsită de inteligență, dar era din clasa de jos, în schimb distinsă. Alte cercetări mai nou spun că ar fi fost fiica unui oarecare mic rege și să face o căsătorie din aceasta între Constanțiu Clor și ea pentru o stabilitate cu regatul britanic. Asta e ceva aproximativ, încă nu e o demonstrație concretă, dar cert este că Constantin Clor o lasă pe Constanțiu, o lasă pe împărăteasa Elena, pe mama împăratului Constantin propriu-zis, și se căsătorește cu Teodora lui Maximilian, deci un alt împărat păgân. Și, de fapt, împăratul Constantin încheie seria împăraților păgâni. El este instruit de tatăl său, de unchiul său, pentru că în el există venă, sânge regal, și devine un foarte bun și abil luptător, devine un foarte bun strateg, devine un foarte bun militar. Iar Elena Augusta, mama sa, rămâne undeva în anonimat. Liniștită, în banca ei, ca orice, hai să spunem, ca orice femeie protejată de un mai mare, căruia i-a născut un copil. În schimb, educația împăratului Constantin se revarsă din plin asupra lui, din partea mamei, care este o femeie extraordinar de realistă și decentă din punct de vedere moral și personal, ca drept dovadă că imediat în 313 ea se șubotează creștină, deci după ce se dă edictul de libertate asupra creștinismului. Acolo, la podul Vulturilor, are loc prima minune și aseară începusem un subiect pe care nu l-am terminat și m-am gândit că numai astăzi pot să-i pun punctul pe ei. De ce găsim noi două lucruri interesante? Citim toată Evanghelia celor lui Hristos văzută în viziunea celor patru evangheliști, dar noi avem ca argumente ale creștinismului două lucruri total diferite și din puncte diferite. De ce unui păgân trebuie să îi se arate crucea de stele pe cer ziua în amiaza mare, ca să înțelegem puterea crucii? Și aici aș întreba pe toți cei care hulesc semnul crucii, ce au de spus dacă unui păgân care avea închinarea panteonului roman a zeilor romani, zeu Mitra, zeu Soarele și al zei, n-avea nicio treabă cu Sfânta Cruce, dar vede pe cer semnul Sfintei Cruci și spune acolo, cu acest semn vei învinge, vei birui? Iar împăratul Constantin face pe scuturi, pe harnașamentele la cai, pe steagurile de luptă, pe armuri, pe tot, pune semnul cruci. Și într-adevăr, la podul Vulturilor îl învinge pe Maxențiu și ia o parte din Imperiul Roman, care era împărțit între Maxențiu, Liciniu și Constantin. De unde începe propriu-zis tulburarea între ei? În provincia în care Constantin este, el deja este îngăduitor cu creștinii. Asta la sfatul mamei sale Elena. Deci nu mai prigonește biserica. Și cei doi vor să-l cucerească ca să ia habitatul și împărăția să facă un singur imperiu, adică să nu mai fie împărțit între ei. Însă, deși împăratul Constantin are o astie mult mai mică
Și deși împăratul Constantin numeric n-ar fi avut șansa unui câștig în fața armatei lui Maxențiu, totuși la podul Vulturii, prin această strategie divină, ne mai spune tradiția, aici mergem pe vețile sfinților, dar să spunem că istoricii nu cred în mistică și în arătări și în viziuni, nu sunt documente care să ateste lucrul acesta la modul concret. O minune nu poți documenta în acte decât povestită de cel ce o vede, că însuși Mântuitorul îi se arată în vis și îi spune, dacă vei face acest lucru, vei birui și vei fi un împărat mare. Și el, făcând așa, îl învinge. Și apoi, de a doua luptă cu Liciniu, îl învinge și pe el și întregește imperiul. Odată întregit imperiul, Constantin înțelege, deci devine Augustus, cel mai mare, împăratul cel mare. Înțelege, pe de o parte, două lucruri foarte importante. Pericolul care îl paște, pentru că unise niște armate, unise niște senatori, unise niște principii de gândire și venea cu un mod de gândire nou. Foarte multe clădiri imperiale, împăratul Constantin le dă creștinilor să-și facă biserici din ele, tocmai pentru faptul că Imperiul Roman i-a prigonit și nu i-a lăsat să poată să aibă și ei locașuri de cult. Creștinii se rugau sub pământ și aici vorbim, cine a vizitat Italia poate vedea catacombele creștine din primul secol creștin pe sub pământ, pe calea antică, deci catacomba Sfântului Sebastian, catacomba Sfintei Cecilia, Sfântului Tarsisus, a Sfântului Petru, multe catacombe sunt acolo. Kilometri întregi de catacombă, cred că sunt la 300 de kilometri de biserică sub pământ. Odată hotărât acest lucru, prin edictul, unii spun că e prescript, prescriptul înseamnă ca o hotărâre de lege, cum ar fi azi ordonanțele, edictul e ca și cum ar fi decret prezidențial. Unii îl numesc prescript, alții îl numesc edict. Important este că la 313 se hotărăște clar, religia oficială de stat este religia creștină. Interzis închinarea la jertfele păgâne. Vă dați seama că a cutremurat întreg imperiu. Asta nu înseamnă că n-au mai continuat și reversul medalei sau n-au mai fost încercări sau n-au mai fost persecuții sau n-au mai murit creștini, adică în anumite locuri, anumiți guvernatori, de exemplu cum ar fi prefectul de Arad, de Timișoara, de Bihor, de Banat, de Brașov, fiecare în domeniul lui mai face câte un abuz, dar în general ordinul împăratului era ordinul împăratului și per general se respecta. Deci creștinismul avea dreptul să se plieze pe situația, pe viața, pe mersul, pe administrația Imperiului Roman și să existe la vedere, nu nascuns. Atunci să dă drepturile celor care au fost deposedați de averi, de lucruri, de familie, să eliberează temnițele, cei care mai sunt vii, sunt eliberați și le să dau despăgubirile aferente pentru faptul că au fost prigoniți. Iar împăratul Constantin, primul lucru care îl face după încreștinarea mamei sale, ca să spunem așa, o ia cum ar fi și în Moldova. Am întâlnit acest lucru, Ruxandra lui Lăpușneanu, Maria Voichița, soția lui Ștefan cel Mare, Doamne regente la conducere lângă fiilor tineri. Constantin nu era tânăr, dar avea nevoie de sfatul mamei, care era femeie trecută prin viață, plecată din societatea de jos, știa mersul lucrurilor de la talpă, cum se spune, și sfaturile erau suficient de prețioase. De aceea vom găsi câteva idei. Eusebiu de Cezarea, în 10 volume de istorie bisericească, îl ridică pe împăratul Constantin la demnitatea și la lauda, poate să spunem, puțin exagerată, pentru că lingușeala este ceva firesc, dar 80% din cele scrise sunt cu documente și cu fapte reale. Dar în istoria lumii, văzut în istoria politică a lumii, este privit ca unul din cei mai slabi împărați, ca unul din cei mai moi împărați, nu războaie, nu cucerire, nu cotropire, nu acte de vitejie, nu expansiune de teritorii, nu impozite, niște viziuni cu totul altfel. În schimb, el se înscrie în seria împăraților creștini și primul în seria împăraților creștini prin faptul că dă lumii o altă față. Apropie lumea de ceea ce înseamnă realitatea lui Dumnezeu în lucruri. Și primul lucru pe care și îl propune este ieșirea din Roma, care era un oraș pe deopotrivă corupt,
plin de ascunzișuri, plin de viclenii, plin de tot felul de intrigării. Dacă citim istoria Imperiului Roman, vom vedea cum se schimbau împărații, fie cu cupa de otravă, fie cu înjunghierea, fie cu trădarea, fie cu uciderea, fie din partea soțiilor, fie din partea copiilor, fie din partea senatorilor, fie din partea generalilor apropiați. Împăratul Constantin citește toate aceste lucruri și vede ce au pățit predecesorii săi și veghează cu foarte multă atenție, de aceea el este considerat în istoria politică unul din cei mai cruzi. Punând la pedeapsă capitală fiul și soția, care au uneltit asupra lui, socotindu-se ca un om stricat la minte, ca să spunem, care nu mai gândește cum trebuie, și în loc să ducă imperiul pe niște culmi și niște glorii, coboară imperiul într-un lucru minor, josnic, adică ce problemă are un împărat roman să-l preocupe problema creștinismului și să ocupe el de lucruri de acestea. Și nu era văzut bine. Și atunci, bineînțeles, că împăratul Constantin hotărăște să construiască Bizantia sau Constantinopolul, Istanbulul de astăzi, orașul lui Constantin cel Mare, unde își mută capitala, iar Constantinopolul, prin acest act, devine a doua Romă, prima Romă fiind Roma Italiei, deci cea de unde începe creștinismul, unde Pavel scrie epistole, unde începe toată epopeea lumii creștine. Și mai mult decât atât, până astăzi, acest Constantinopol, acest oraș, chiar dacă în momentul de față este sub puterea islamului, el are două mari lucruri importante care încă îl garantează ca cetate bizantină. Faptul că în el există Sfânta Sofia, făcută de urmașii împăratului Constantin pe la anul între 600-700, de împăratul Justinian cel Mare, care atunci când face acea măreață biserică, acea perla bisericilor, ca să spunem, care după 1500 de ani este în picioare, nedărâmată de niciun cutremur, originală, așa cum a fost construită, bine, cu anumite adaptări, pentru că Imperiul Otoman i-au pus minareturi, i-au dat formă de moschee. Dar ea rămâne și perla arhitecturii întregii culturi turcești în ceea ce privește construcțiile, pentru că tot ce se construiește în Imperiul Turcesc, punctul de plecare sau centru de bază, centru de greutate în frumusețe, în arhitectură, în tot ce înseamnă design, este luat de arhitecții turci din modelul Sfintei Sofia. Orice clădiri imense veți vedea în Istanbul, toate au la bază proiectul Sfintei Sofia. Toată lumea este uimită cum o cupolă de aproape 130 de metri sau de 60 de metri, oricum are o capacitate imensă, stă pe propria greutate, descărcând toată forța pe pereții lateral cu niște contraforturi imense și la niciun cutremur nu s-a fisurat și nu s-a crăpat. Deci atâta matematică, atâta inginerie acolo. Spune că Justinian, când a terminat-o de construit, a spus acest lucru: te-am învins, Solomone. Adică Sfânta Sofia era de acum mai frumoasă ca palatul templu din Ierusalim, cel construit de înțeleptul Solomon, la care a lucrat 47 de ani și l-a spoit și l-a îmbrăcat tot în aur și numai obiecte din aur și numai lucruri care să preamărească puterea lui Dumnezeu. Așa, un alt lucru care rămâne din nou totuși la baza și la temelia Constantinopolului de astăzi, pe lângă frumusețea de atunci, unicat, atunci când a fost vizitat de alții care încercau să îmbrățișeze creștinismul, au spus că se aflau la vremea respectivă în orașul luminilor sau în cer. Aici recomand o carte a lui Charles Dill, Bizanț, se cheamă Bizanțul. Cine o citește se poate folosi și găsește în ea toată frumusețea și toată capodopera din care amintesc eu acum. Și tot acolo, în Constantinopolul acela, se găsesc fortificațiile făcute de împăratul Constantin originale, cu trei rânduri de ziduri late de mergi cu carul pe ele, kilometri întregi, tot orașul, și în același timp rânduri de
șanțuri adânci de 8 metri cu apă roată, în care dacă atacatorul vine să nu poate escalada zidul, dacă intră și trece cumva și biruiește și sparge rezistența zidului 1, dă de zidul 2, dacă asediază zidul 2 și cumva poate trece, dă de zidul 3. Deci atâta prudență și atâta atenție și atâta capacitate de gândire strategică militară, care, na, în cele din urmă, la 1453, la 20 mai, cade printr-un complot vicios, printr-o trădare din interior, prin deschiderea porții Sfântul Roman în mâna temutului și ilustrului și înțeleptului și luminatului și războinicului Mahomed al II-lea, contemporan cu Ștefan cel Mare, care ținta lui era de mult și a înaintașilor săi ca cetatea Constantinopolului să fie cucerită. Era punctul cheie în care creștinismul putea să dispară. Există în cronici și o expresie a sultanului Mahomed al II-lea care spune așa: mai devreme sau mai târziu, puterea semilunii se va răstovăli ca o piatră peste toată creștinătatea și o va strivi. Dacă privim puțin atent la această prorocie, pentru că prorociile nu trebuie să fie neapărat numai dumnezeiești sau numai divine, noi avem prorociile care țin de Sfânta Scriptură, biserica nu va cădea în veacul veacului și porțile adului nu vorbirii, nu te teme turmă mică. Dar din punct de vedere al decăderii morale și plecând de la Daniel, care spune când vei vedea urăciunea pustirii în locul cel sfânt, sfârșitul este aproape, și dacă ne uităm la mișcările de mase, la mișcările de cultură, la paradigmele istorice și la momentele pe care le trăim, vedem că celula islamică încet, încet câștigă teren nu prin război, ci prin natalitate, prin perseverență, prin rezistență, prin răbdare, prin tenacitate, prin asimilarea în mase și în locurile unde se găsesc, creind acele conclavuri sau enclave islamice chiar în mijlocul țărilor creștine. Și dacă ne gândim că la câmpia Merlei parcă sultanul Murad este învins de sârbi și se dă marea victorie a creștinismului, Karlovitz, dacă se chema așa, sper să nu spun o prostie, că istoria e grea, are date, nu poți vorbi povești. Sultanul parcă este ucis în corte, o mare epopee pe care o cântă sârbii și o laudă și așa mai departe, în zona Kosovo de astăzi, în vremurile de demult, existau 3 milioane de creștini sârbi și 300.000 de viețuitori, o mică enclavă musulmană, cu timpul. Înmulțit femeile lor ori 7, ori 10 copii, la fiecare 20 de ani altă generație, alți 7-80 copii, în 4-5 generații au ajuns la ordinul undeva 2 milioane și ceva de locuitori, iar creștinii, născând un singur copil, ca să-l facă direct arhitect, direct inginer, să pună în el cel mai bun, spuma societății, spuma culturii, spuma gândirii, spuma educației, spuma inteligenței, spuma viziunii sociale, spuma carierei, s-au trezit că mai sunt vreo 400-500 de mii. Și în felul acesta, Kosovo, ținut sârbesc cu 380 de mănăstiri vechi din secolul 13, 12, 14 și cu aproape 400 de cimitire creștine, devine oficial prin ordine din astea CEDO, europene sau cum se numesc ele la nivel mondial, ONU sau cum se cheamă forurile astea superioare, prin hotărâre guvernamentală, normal că dacă aici ai o mână și aici ai milioane, evident că cei care sunt mai mulți domină, ca la vot, ca să spunem așa, devine ținut islamic, fără război, deci prin numerioritate. Și se pare că acea vorba sultanului Mahomed, dacă creștinii nu sunt atenți, se poate împlini și la noi gândindu-ne că o populație de 22 de milioane pe care noi am blamat-o prin renumitele decrete ale lui Ceaușescu de întrerupere a avortului,
când populația a crescut de la 15 la 22 de milioane, cei 5-6 milioane de copii născuți, care toți mureau de foame, toți erau chinuiți, toți sufereau din greu, părinții dumneavoastră vă pot povesti că au trăit acele vremuri, nu știu dacă a fost chiar așa, au făcut comunismul, drumurile, societatea, fabricile, orașele, străzile, electrificarea, agricultura, industria, căile ferate, dezvoltarea țării și au lăsat la, pe mine m-a prins 89, undeva în preajma lui 25 de ani. Deci apte de muncă. De la 18 ani deja făceai servici. Armata a făcut Transfăgărășanu, armata a făcut barajele, Vidrarul, Bicazul, Hidrocentrală, Porțile de Fier, etc., Canal Dunăre, Marea Neagră și toate alte câte s-au construit atunci. Platforme întregi de industrie grea, platforme întregi de industrie ușoară. Deci, gândiți-vă că sunteți un prunc și dacă vă uitați în Iașul nostru istoric, vă explic că în 90, când aveam 26 de ani și am ajuns aici, vorbesc de Terom care nu mai există, Tepro care nu mai există, fibre și fire sintetice asta de lângă Tepro, așa, Nicolina fabrica, țesătura fabrica, țigareta fabrica, Cugu fabrica, maste plastice fabrica și dacă ori mai fi fost și altele care nu le țin eu minte. Deci toate care aveau mii de muncitori, mii de angajați și asta sunt tras. O fabrica de bere, deci toate sunt în momentul de față terenuri pustii sau dezagregate, deci trebuie dezafectate și se construiește orașul nou pe ele, dar nu poți să le ții pustii. Și totul s-a disipat, s-a risipit. Ei, tocmai împăratul Constantin, care prevede aceste întâmplări, că într-o Romă păgână nu poate să facă o lume creștină, se retrage în Constantinopol tocmai pentru a supraviețui creștinismul. Și va supraviețui creștinismul de la împăratul Constantin până la Mahomed al II-lea, 1453, când Constantinopolul cade efectiv sub puterea oștirilor otomane și intră și se numește Turcia și Istanbulul de astăzi. Ne întoarcem la împăratul Constantin, care imediat după ce dă acest decret, tocmai în vremea lui, frământările erau de așa factură. Arianismul. Era o formă discretă de atingere a dogmei Sfintei Treimi, în care fiul era o creatură superioară, nu era de o egalitate cu tatăl, cum spunem noi în cred, cel de o ființă. Aici Eusebiu de Cezarea și cu mulți partizani de ai lor pactizau cu această idee și au încercat să pună cuvânt pe lângă împărat, dar împăratul totuși fiind înțelept și înțelegând că creștinismul ca religie de stat trebuie să aibă o coloană verticală și vertebrală perfectă, a întrunit acel sinod interesant, 318 părinți de la Nicea, când a stabilit primele 8 articole ale crezului, printre care și de ofințimea fiului cu tatăl, adică tatăl este născătorul fiului mai înainte de toți vecii, de aia spunem cel de ofință cu tatăl, prin care toate s-au făcut, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat. Nu mă opresc asupra sinodului, ăla a ținut din mai până toamna, în septembrie, vreo câteva luni, și împăratul personal a prezidat sinodul. Sinodul a avut reușită pentru că nu s-a făcut numai din scripte, ci și din minuni. Cea care a cerut minunile sau a invocat că e nevoie de o minune să demonstreze a fost chiar Sfânta sa mamă, împărăteasa Elena, care a spus, fiule, vorbele nu prisosesc, nu ajută la nimic, scrierile, declarațiile, nimic. O minune concretă prin care cei cu dreaptă credință să-și demonstreze credința. Și demonstrația a venit. Avem acea pildă a Sfântului Ierar Spiridon, care, luând o cărămidă, a demonstrat că focul, apa și pământul sunt elementul primordial de alcătuirea cărămidei, prin amestecarea, prin facerea glodului și arderea lui, și când a strâns în mână, fiecare s-a dus în direcția lor, apa în jos, focul în sus, pământul în mână. Și această minune stă la baza dovedirii autentice a ființei unice a lui Dumnezeu întreit în persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, fiecare cu calitățile lor personale. Tatăl nenăscut, Fiul născut, Duhul Sfânt purcesc. Și am pus punctul, ne băgăm în dogmatică.
Împăratul Constantin trece și la alte probleme și reforme pe care le împlinește în timpul mandatului său. El moare abia la 337, dar prin 321 începe pentru prima dată la sfatul împărătesei Elena, mirat de arătarea semnului Sfintei Cruci, mirat de puterea creștinismului, de minunile care se petrec, să descopere toate locurile evanghelice a Domnului Iisus Hristos, așa cum le avem noi astăzi în Noul Testament. Și împărăteasa Elena ia bani din destul, aur, galbeni, oameni, vapor, tot ce trebuie, unelte, și pleacă la sfintele locuri să descopere locul unde a fost răstignit Hristos. Acolo, prin vremea lui Hadrianus, s-a pus un templu păgânesc, parcar Starta era. Sper să nu greșesc, așa țiu minte când ne povestea Părintele David când eram la Sfântul Mormânt. Un templu imens, iar crucile care au fost răstigniți, cei doi tâlhari și Hristos, au fost aruncate așa cumva ca într-un fel de hazna, ca de gol mare, ca o adâncitură, unde se mai strângea apa de ploaie în vremea ploilor, ca de cisternă naturală. Și acolo lumea încet, încet, aruncându-se în râpa aia crucile, aruncau gunoaile. Nu era ca acum mediu să pui în tomberoane și duci la locul de depozitare. Era marginea orașului, ci partea cetății nu era inclusă încă în cetate. Aici singurul care face acest lucru este Soliman Magnificul, un alt turc, care, deși turc, se ocupă de reconstituirea cetății Ierusalimului. Întâi în interes comercial, apoi în interes de supremație. Deci Soliman Magnificul, unul din iluștrii sultani după Mahomed al II-lea, 1500 și ceva, prin vremea lui Petru Rareș, cam domnește odată cu Petru Rareș, fiul lui Ștefan cel Mare. Dă peste 1000 de legi, aduce Imperiul Turcesc la cea mai înaltă înălțare politică și putere politică, domnind peste 3 continente, Asia, Africa și Europa. Atunci se fac pașalâcurile și sultanatele din Egipt, când scade rezistența creștină și crește numărul turcilor, și din 60% creștini, azi mai avem 10 sau 12% creștini, restul preponderență islamică, pentru că ei se mulțesc creștini, nu prea se mulțesc, nu nasc fii, v-am spus la început. Da. Apoi, Asia, care este musulmană și astăzi o parte din ea este budistă și confucianistă, și o parte din Europa unde împotmolirea se face tocmai la gurile Dunării. De ce? Bulgaria cade pașalâc, Ungaria cade pașalâc, Serbia, dar țările române au acel contract, sau dacă vrem acel act notarial cu înalta poartă, de a-și plăti tot timpul tributul și de a fi lăsate suzerane, adică să-și ducă religia singure, viața singure, iar gărzile turcești care primesc toate drepturile din țările române stau dincolo de, cum trecem noi cu Bacul, să spunem, la Galați spre Brăila, în raiaua Brăilei, acolo, între Brăila și Tulcea, ținutul era strict turcesc și acolo aveau ei, cum să spune, toate cancelarele unde se duceau ienicerii, unde se duceau copiii de suflet, unde se duceau impozitele, unde se duceau tot ce aveai de dus ca bir și bani și grâne și tot ce era, și de acolo ei plecau, treceau Dunărea și le duceau în Anatolia și de acolo spre Istanbulul de astăzi. Întâmplarea face că întinderea aceasta puternică îl face pe Soliman să ocupe și țările sfinte, adică locurile sfinte. Acolo, în locurile sfinte, se petrec mari frământări în preajma anului 1200 și până în 1300, vremea cruciadelor, când cruciadele au făcut mai mult rău țării sfinte decât bine. În sensul că cine citește istoria bisericească universală, adeseori se întreabă: oare creștinismul este o religie a sabiei? Oare creștinismul este o religie a sângelui? Oare creștinismul este o religie a războiului? Nu. Dar erau luptele între putere. Apusul cu răsăritul, țările bogate cu țările mici, și fiecare voiau să prindă domenii în locurile sfinte, mici regate, mici moșii, mici castele, mici boierii, mici, cum se spune, domenii,
și de acolo să fie stăpân fiecare să exploateze. Și așa, dacă ne ducem acum, astăzi, la locurile sfinte, găsim ce? Ceea ce ne-a lăsat nouă ca mărturie și vestigiu inestimabil împărăteasa Elena. Prima dată când s-a dus la Ierusalim, s-a dus la haznaua de care am început să vorbesc, sap acolo de la un anumit evreu, Chiriac, bătrân care știa din tată în fiu locul unde a fost pusă crucea lui Hristos când a fost răstignit și când preajma aceea a fost aruncată, sapă, găsește cele trei cruci și piroanele cu care au fost răstigniți tâlharii și Hristos, se face mare bucurie pentru lucrul acesta. Patriarhul Metodie parcă este cel care, așa dacă țin minte, o înalță la 14 septembrie și o arată crucea la toată lumea după ce este găsită. Și noi sărbătorim sărbătoarea înălțarea Sfintei Cruci, dar acolo au loc niște taine în momentul când sunt găsite crucile, trebuie să știi care e cea reală. Și atunci, bineînțeles, că trecând pe acolo o fată moartă sau o persoană care era în drum spre a fi înmormântată, dusă spre groapă, se ating pe rând cele trei cruci, iar din crucea Mântuitorului, care era purtătoare de viață, că avea pe ea sângele dumnezeesc, fata se ridică, persoana de acolo, din unde era pusă în sarcofag, și spune, viața din mormânt a răsărit. Și atunci au dat seama că este crucea lui Hristos. Bineînțeles că împărăteasa pune crucea în corabiu, o duce la Constantinopolia, va fi adusă din nou la Ierusalim, va fi furată de Cosroie și se duce Heracle și îi bate și o aduce înapoi în Ierusalim și iar o roată la toată lumea. Deci iar e o mare biruință asupra lucrării Sfintei Cruci. Dar pe mare, întorcându-se împărăteasa Elena, se face mare zgomot, mare furtună. Și împărăteasa Elena își aduce aminte că Iisus a potolit marea cu cuvântul și a spus așa. Dacă Iisus a putut potoli marea cu cuvântul, eu dacă arunc un piron care a fost pe el sângele lui Iisus, nu s-ar putea potoli marea? Și când a aruncat pironul în mare, marea s-a liniștit, s-a făcut ca o întindere de apă liniștită, ca și cum n-a bătut vântul niciodată. Deci o altă minune care stă la baza a ceea ce pentru împărăteasa Elena a fost un semn ce putere are creștinismul. Și întoarsă înapoi la locurile sfinte, până ea moare în 336, mi se pare, iar împăratul Constantin moare în 337, dacă mi-amintesc. Sunt date care ar trebui ținute exact, că dacă ne ascultă cineva și ne verifică, să nu spunem prostii. Se întoarce înapoi și timp de aproape 10 ani, împărăteasa Elena cu meșteri și oameni mari zidește peste tot biserici în locurile unde Iisus a făcut minunile. La biserica nașterii, la biserica învierii, la biserica la biserica la Cana Galilei, la schimbarea la față pe tabor, la înmulțirea pâinilor, la mulțirea peștilor, la pescuirea minunată, peste tot, când ne ducem astăzi în Ierusalim, dacă n-ar fi fost împărăteasa Elena, noi n-am avea ce vizita. De ce? Pentru că majoritatea vestigiilor originale din mărturii ale lui Iisus din vremea existenței sale ca om pe pământ, nu mit, nu povești, nu invenții, realitate, stau aceste biserici construite la 300 de ani după înălțarea lui la cer. 370 de ani de la înălțarea lui, 270 de ani de la înălțarea lui la cer. Pe care împărăteasa Elena, fiind încă cald de lucruri, fiind două generații, cum am vorbit noi, de secolul XVIII, de Alexandru Ion Cuza, de Ferdinand, de Vasile Lupu, așa vorbeau ei de înălțarea Mântuitorului, de nașterea Mântuitorului, de tot patimile Mântuitorului, de învierea Mântuitorului. Și atunci ea în toate aceste locuri zidește aceste imense biserici din piatră, pe care, bineînțeles, cineva m-a întrebat într-o zi, dar Ierusalimul este original? Niciodată. În Ierusalim au fost 6 invazii generale, când Ierusalimul a fost distrus total, dărâmat, pur și simplu. Orice clădire, tot ce ținea de edificiu, dărâmat jos. Și refăcut din nou după ce treceau nenorocirile. Și lucrul acesta se datorează numai râvnei creștinilor,
și iubitorile de Dumnezeu. Pentru că noi, dacă n-ar fi fost acești creștini iubitori de Dumnezeu, acești jertfelnici oameni iubitori de Hristos, n-am fi avut nicio mărturie. Iar din urmă, încet, încet, încoace, după 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, au început ușor, ușor să vină coloniile britanice și să aibă și ele anumite locuri legate, pentru că și au scriptură, coloniile protestante, Biserica Catolică, Romano-Catolicismul, apoi Biserica Frăția Sfântului Mormânt, Biserica Greacă, care de fapt deține monopolul, cum se spune, fundamental, fiind, ei spun așa, că sunt o rămășiță a Imperiului Bizantin. Prin ce principiu? În cancelariile romane se vorbea limba latină, dar se scria în grecește, cum traducem noi azi prin traducte la birou, actele în limba engleză și le edităm în toate limbile de circulație internațională. Prima dată își cere în engleză. Vedeți, orice document are dublu, și engleză și română. Greaca era limba oficială și atunci ei, grecii, moștenesc acest patrimoniu și ei păzesc cu mare sfințenie toate locurile sfinte, cu mare evlavie, și păstrează aceste mărturii ale adevărului credinței în Hristos. În schimb, dacă ne ducem unde sunt săpăturile arheologice, și am discutat cu două persoane distinse, cu părintele David, ghid de vreo 20 de ani în Țara Sfântă, doamna Maria din Betleem, o femeie care a terminat facultatea la Institutul Biblic în Ierusalim, un ghid excepțional, o femeie ultră. Este o vorbă. Noi, bărbații, spunem că suntem misogini cumva, adică femeie, folosim acest termen. Da. Dacă ai spus femeie, ai spus tot. Nu. Deci femeia aceea, când am ascultat-o vorbind, mi-am dat seama că este femeie, exact cum spune Mântuitorul, femeie, ceasul meu n-a venit încă, adică este femeie divină. O creștină care de 28 de ani sau 20 de ani practica ghidajul în Israel și era cu antichitățile iudaice după ea, cu istoria Ierusalimului după ea, se documenta Sara. Și unde spuneam ceva greșit, nu se supăra, lăsa să vorbești, spunea, aici să știți că e așa, aici să știți că e așa, aici să știți că e așa, uitați, aici e așa, aici e așa, aici de asta e așa, aici de asta e așa, asta e de atunci, asta e de atunci. Și ne-a arătat exact, în tocmai cu documente, cu ani, cu date, exact tot ce era adevărat. Și ne-a explicat. Mergeam pe drumul crucii. Aici unde călcați dumneavoastră, noi călcăm în momentul de față, în cetate, dar înainte era în afara cetății, că Soliman Magnific o face din formă de L pătrată, tocmai ca să poată prinde și dealul Golgota și a Învierii și Sionul în cetate, ca să iasă banul, pentru că era locurile creștine și cine intra să vadă plătea un pol de aur. Ei, vă dați seama câtă lume nu dorea să meargă la sărbătorile creștine și câți bani se strângeau gratis. Ori banii aceia amortizau cheltuia la reparării cetății sfinte și punerea ei în valoare. Și ne spunea, acum suntem cu piciorul pe pietre din vremea Mântuitorului găsite la 12 metri în jos la săpăturile arheologice. Deci vă dați seama, după 6 invazii generale și după 50 de asedii și după 500 de năvăliri. Deci Ierusalimul a fost o cetate râvnită de toate neamurile, pentru că din totdeauna a fost un potențial de cultură, pe de o parte, un potențial devenit, pe de o parte, că erau locurile pe unde a călcat Dumnezeu, și un potențial de imagine arhitectonică, pentru că acolo găseai toate culturile. Ierusalimul fiind țara unde cele trei mari religii monoteiste viețuiesc împreună. Islamismul, care vine din Avram prin Agar, iudaismul, care vine prin Avram și cei 12 patriarși urmașilor, și creștinismul, care din iudei vine. Deci, Mântuitorul spune clar femeii, credința voastră din iudei vine. De ce? Pentru că iudeo-creștinismul stă la baza creștinismului. Cei 12 apostoli au fost iudei, au avut legea Vechiului Testament, pe care Hristos a venit și a spus, n-am venit să stric legea, ci să o desăvârșesc. După mamă este iudeu, după tată este Dumnezeu. Și de aceea învățătura, revelația vine din cer,
Fapta vine de pe pământ. N-am venit să stric legea, ci am venit ca să o plinesc. Ce se întâmplă astăzi cu Ierusalim și respectiv... Ierusalimul astăzi este într-o fierbere și nu-i prima, au mai fost prin 2014, da, și prin 66, și prin 56, au fost multe încercări. Acolo, în Orientul Mijlociu, fierbe întotdeauna disputa evreo-palestiniană, ca să spunem așa. După Sfânta Scriptură, pământul făgăduinței este a poporului lui Israel. Poporul lui Israel, atunci când Nero și Claudiu au împrăștiat pe izraeliți în toată lumea, ei prin chemare sfântă s-au adunat în țara lor, această țară minunată care acum arată ca un bibelou, dar bineînțeles că încet, încet, prin anumite, mă rog, chestiuni politice, nu stăm noi să le discutăm, nu asta e tema emisiunii, ei au mai ocupat teritorii, au construit apartamente, au făcut o țară prosperă. Ei, acolo disputa este între Palestina și Israel, pentru că ne spun oamenii vechi care au lucrat pe vremea lui Ceaușescu în Israel, în Ierusalim, că granița palestiniană, dacă ați fost în Ierusalim, vă dau reperul cel mai important și ușor de ținut minte, era pe la poarta Damascului, pe aleea din fața hotelurilor. Grand Court, Olive Triv și Golden Hotel. Cele trei de, la, de aici din, din regatul evresc. În spate este cartierul evresc, a celor evrei, cum spunem noi, ultra-credincioși. Deci pe acolo era, acum pe acolo este o linie de tramvai și este mijlocul orașului Ierusalim, civilizat, curat, îngrijit, totul frumos, totul impecabil, iar granița este undeva mult mai departe. Dacă ați văzut când mergem spre Betlehem, că la un moment dat e un punct ca de frontieră, este Biserica Crucii pe dreapta, unde se mai și servește masa, loc unde Dumnezeu a semănat în gura lui Adam un pom cu sămânță din rai. Noi am vorbit cândva de acest lucru. Pomul mult râvnit din care s-a făcut și lemnul crucii pe care a fost răstignit Hristos are legătură cu pomul vieții de la rai, cu pomul din rai, și care imediat cum ne ridicăm în deal este un gard imens de prefabricate și se trece în partea palestiniană oficială. Pentru că erau desconflicte, s-a făcut acel îngar de 7, 8, 10, 15 metri, iar noi când vizităm locurile sfinte, acolo trecem dintr-o parte în cealaltă, se schimbă ghidul, vine un ghid din partea palestiniană, cel de partea israeliană nu rămâne la graniță. Ați fost la Biserica Nașterii obligatoriu, ați fost? Sau n-ați ajuns? Numai în Ierusalimul Mare. Exact. Așa. Și noi când vizităm stejarul Mamre, când vizităm Fântâna Samarinencii, când vizităm Castelul Sevastie, unde a fost tăiat Ioan Botezătorul, când vizităm mormintele patriarhilor, deci trecem în partea palestiniană și acolo este ținutul curat al Iordaniei, cum se spune, numai că spre omenia lor, să știți, cei doi, Itzhak Rabin și cu Yasser Arafat, au avut un echilibru excepțional în vremea lor și n-au mai fost conflicte, oamenii s-au înțeles mult mai bine. Aceste tulburări sunt create de varii scormoneli și deranjuri din mai multe culise, asmuțându-se cum ar fi troaca cu zăr și câinii se bat de o parte și de alta în loc ca să mănânce, tocmai pentru a crea aceste conflicte care sunt și de natură biblică, eu am mai spus cândva odată. Deci atâta timp cât în Scriptură scrie că Ismail va avea prăz, va fi bogat, va avea aur, va avea femei, va fi războinic, va fi puternic, dar va fi supus fratelui său Isaac. Deci ăsta e un cuvânt care este scris în Scriptura Vechiului Testament. Nu știm cum să-l tâlcuim noi în Noul Testament. Asta e doar treaba lui Dumnezeu. Deci acele conflicte vor... Păcat că se pierd vieți omenești, păcat că se strică liniștea, păcat că se distrug lucruri frumos făcute și impecabile. Deci ăsta e singurul păcat. Am repetat încă o dată. Ce poate fi în mintea omenirii când e atâta lărgime pe pământ și toți munții aia în Israel sunt pustii și poți să-i faci prosperi, să aibă apă, să aibă case, să aibă masă, să aibă verdețuri, să trăiască toată lumea. Ai unde te întinde până în Africa, ai tot pustiul ăla a Egiptului când te duci dinspre Marea Moartă, de la Embogez spre Eilat.
sute de kilometri de pustiu care pot fi transformate în pământuri roditoare și folositoare. Că și vedem sere, ape, rezervații, tot ce vrei. Sunt oameni harnici, muncesc acolo, nu se joacă de-a munca. Dar, vedeți, tulburările acestea nu ajută la nimic. Deci construiești un avion de câteva sute de milioane de euro, sau bombardier ce-o fi ăla, faci rachete și explozibili din ăștia nucleari sau ce-or fi ei, nu mă pricep la armament, care costă sute și mii și miliarde de dolari, ca să omori niște oameni simpli care trăiesc dintr-o hrană sinceră în zona Palestinei, da, și de 5 dolari pe zi hrana unui om, întreținerea lui. Sau chiar în Israel, chiar dacă trăiesc mai bine, dar muncesc, de ce să omoare oamenii între ei dacă e loc pe pământ? Asta e o întrebare care ar trebui să ne preocupe pe noi, cei înțelepți, nu cei neînțelepți. Și Hiroshima a fost o plagă pe fața omenirii și al doilea război mondial și primul război mondial și povestea asta nenorocită cu Holocaustul, care a fost cu uciderea oamenilor nevinovați, iarăși care nu folosește nimic, indiferent de ce rasă sau ce nație, războiul nu are folosul. Deci războiul nu justifică nimic. Războiul este doar un schimb științific de verificare a armelor. Le folosești dacă e nevoie și le lași să zacă acolo și să rugine. Nească, le dezmembrezi, le retopești sau ce le faci și îți vezi de treabă. Nu e, oamenii mor. Mor de boli, mor de bătrânețe, mor de scârbă, mor de singurătate, mor de suferință, mor de durere. Împăratul Constantin, fiind Marele Împărat Constantin, spre sfârșitul vieții s-a îmbolnăvit de lepră. Ia ca poftim, Marele Împărat Constantin, da, trăit bine, mâncat bine, grijit, vă dați seama, viața unui împărat. Și totuși, ne spune tradiția creștină că atunci când el s-a botezat pe patul de moarte, pe trebuia să-și păstreze titlul de primul inter pares, de împărat între egali, cel mai mare, și dacă s-ar fi făcut creștin, automat pierdea acest titlu, îl botează Evsevie de Nicomidia și îi se aduce caleac împăratului Constantin că de se va scălda în sânge de prunci noi născuți, boala lui se va curăți. Și a spus, eu nu vreau să fiu un alt Irod care a ucis prunci nevinovați ca să-l ucidă pe Hristos. Prefer să duc boala toată viața pe picioare, dar așa ceva n-accept. Bineînțeles că în împărăție a fost o mare bucurie când mamele au auzit cum poate gândi un împărat, știind că ăla-i singurul leac. Și când îi pregătesc Sfântul Botez, prin înștiințare, în somn, în vis de la Sfinții Apostoli, ci că i s-ar fi arătat în vis Sfântul Erar Spiridon și Sfântul Apostol Pavel. De ce tocmai cei doi? Unul a participat la sinodul, unul de la Nicea, și Pavel este apostolul neamurilor. De ce i s-ar arăta tocmai Pavel? Foarte bine ați spus întrebarea. Tocmai ca să vedem un alt semn minunat. Dacă am spune că învierea au vorbit-o apostoli, au vorbit-o evangheliștii, chiar au prieteni cu Iisus, au vorbit-o ucenițele, mironosițele și cei care îl cunosc pe Iisus, am spune, domnule, hai să spunem că e o vorbă între ei, las că e o făcătură a creștinilor să-și facă ei o religie. Iată că ne întâlnim cu ceva care izbește total mapamondul lumii de atunci. Un tânăr rabin, trecut de 25 de ani spre 30 de ani, mâna dreaptă a sinedriului, războinic, puternic, înțelept, cunoscător al legii, cunoscător al Torei, cunoscător al legii evreiești, ia din gărzile templului oameni și pleacă în mare grabă spre Antiohia Siriei, pentru că acolo deja se auzea pentru prima dată numele de creștini și lumea se boteza în masă, a fost cel mai prolific loc al creștinismului. Spune că una din cele mai vechi mănăstiri a fi mănăstirea Sfintei Tecla din secolul IV, pe care a bombardat-o Isisul, un monument UNESCO, niște oameni descreerați care s-au răzbunat pe niște pietre, care alea însemnau istorie, nu însemnau credință. Tu poți să crezi în ce vrei tu, lasă-le alea acolo, nu te încurcă cu nimic. Eu dacă văd și creștinismul a avut mari greșeli, că au distrus mulți idoli, au distrus multe statuete, au distrus multe edificii, care nu neapărat alea erau credință. Exact. Credința, Dumnezeu nu stă în lucruri făcute de mâini omenești. Dumnezeu stă în inimă. Dar în furia de a distruge tot, la mânia în timpul lui Teodosie I și Teodosie al II-lea au făcut niște abuzuri și creștinii noștri. Nu. Au distrus lucruri frumoase care nu trebuiau distruse. Și
Își ia garda și pleacă urgent spre Damasc. Un rabin păstrător de lege sacră care nici nu discuta. Ne spune Faptele Apostolilor. Cum prindea creștini? Îi biciuia, îi bătea, îi omora, îi decapita și îi băga în temniță. Fără drept de apel. N-aveau ce căuta iudeu creștinii în Ierusalim. Atât era de aprig. Toată lumea știa de frică. Și în drumul Damascului, acest mare Pavel, acest Saul din Tars, roman de neam evreu de viță, numai că avea cetățenie romană, asta l-a avantajat extraordinar de mult în timpul vieții, o ia în drumul Damascului și deodată se vede învălit într-un voal mare, într-un ou mare de lumină orbitoare. Și nu mai vede, îi se pun solți pe ochi. Nedumerit acolo, probabil se gândește, mă, ce-o fi asta? Și aude de acolo, din mijlocul acelei lumini orbitoare, aceste vorbe. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Mirat cu forțele rațiunii pe care le mai are, pentru că nu știa ce acolo, nu mai vedea, era orbit de lumina respectivă, a apucat să întrebe. Dar tu cine ești care mă întrebi? Și atunci ne arată ce poate Dumnezeu când trebuie să convertească un om și să lucreze prin el. Cum a lucrat prin împăratul Constantin, un păgân care a arătat o cruce pe cer, putea zic că aia o aiureală. Dar nu, aceea a lucrat și a mișcat inima și a făcut din el cel mai mare împărat creștin. Și primul, că de la Nero la Dioclisian, 300 de ani, numai de tăiere, sabie și martiraj a fost, spune Tertulian. Sângele creștinilor, sămânța martirilor, sămânța creștinilor. Și spune, eu sunt Hristos cel răstignit și înviat pe care tu îl prigonești. În clipa aceea Saul a căzut în genunchi, a recunoscut puterea lui Dumnezeu și a devenit apostol. Și el spune de fiecare dată, apostol al lui Hristos prin credință. Și are puterea să spună cel mai mare lucru care nu îl spune niciunul din apostoli. Și îngeri din cer de v-ar vesti altă evanghelie decât a vesti Hristos, anatema să fie. Deci atât de mare încredere are când el a auzit cuvintele lui Dumnezeu în urechile lui direct pe pământ. El un păgân care n-avea treabă, evreu, care n-avea treabă cu creștinismul. Și scrie inegalabila epistolă către evrei, hristologică de la cap la cap, în care arată poporului său că ar trebui să se întoarcă la Dumnezeu pentru că nu l-au cunoscut pe Mesia și s-au înșelat ucigându-l. Bineînțeles, a fost căutat multă vreme de poporul său ca să-l omoare, dar a fost protejat de romani, când în temniță, când liber, când în lanțuri, când în libertate, și își scrie epistole și trimite la Efeseni, la Galateni, la Corinteni, la toți, nu le țin minte la rând pe toate, romani și așa mai departe. De ce mă întorc la lucrul ăsta? În momentul când îi se spune lui Constantin să se boteze și intră în apa botezului, la baptisperiu unde se boteza, vine o rază puternică de lumină și îl luminează, exact ca pe Pavel, lepra cade jos de pe el și rămâne perfect sănătos. Deci, după aceea, într-o viziune pe care o avea, va avea Sfântul Paisie cel Mare, pe care îl sărbătorim acum în iunie sau în iulie, 18 sau 17, dar nu știu dacă ale lunii iunie sau iulie, toți sfinții ăștia mari acum în lunile de vară. Vede deodată o lumină orbitoare, ca un soare. Și întreabă, tu cine ești? Eu sunt împăratul Constantin. Și se întreabă Sfântul Paisie. Dacă tu care ai avut bunăstarea la picioare, tu care ai avut toată viața, ți-ai dorit tot ce ai vrut, ai făcut ce ți-a plăcut, ai condus cum ai vrut, nu ți-a lipsit nimic, ai atâta strălucire. Ce mai vezi tu în împărăția aceea lui Dumnezeu? Și a spus, o, Paisie, îi spune pe nume Sfântului. Dacă ai ști cât e de mare strălucirea unde stați voi pusnicii sfinți, nu te-ai mai mirat de strălucirea mea. Deci Sfântului Paisie cel Mare îi se descoperă locul împăratului Constantin în cer. Acum, să nu credem că singurul împărat care a încreștinat, el este începătorul încreștinării, dar noi mai avem încreștinarea francilor, încreștinarea moravilor, încreștinarea sârbilor, încreștinarea rușilor, încreștinarea românilor. Noi avem prin Apostolul Andrei, dar avem și noi principi creștini. Îl avem pe Ștefan cel Mare,
îl avem pe Brâncoveanu, îl avem pe Barnovski, îl avem pe Mihai Viteazu, îl avem pe Vasile Lupu, protector al Moldovei, care aduce moaștele și face biserica Treierarhi. Îl avem pe Veniamin Costachi, mitropolitul, care aduce cultura în religioasă și școala în Moldova, pe Andrei Șaguna, sfântul de la Ardeal, pe Simeon Ștefan de la Transilvania, sunt Antimi Vireanu de la Mănăstirea Tuturor Sfinților din București. Deci este plin de încreștinători și de luptători și de lucrători a ceea ce înseamnă dreapta credință. Dar ca împărați creștini, deci împăratul Constantin strălucește și rămâne modelul absolut al omului condus de principiile morale și creștine al lui Dumnezeu. Din punct de vedere al veților sfinților, împăratul Constantin are o imagine impecabilă, nu pentru că i-a dat-o Dumnezeu, ci și-a dobândit-o prin Duhul Sfânt, iar din punct de vedere lumesc și politic, v-am spus, el este considerat un împărat care a tras Imperiul Roman în jos, adică l-a dus la plafonare, nu l-a dus pe niște culme unei glorii și victorii din astea pământești. Că în Roma ce se făcea? Să dădea războaie, să luau sclavi, să dădea circ, să dădea lupte cu gladiatori, să dădeau creștini la mâncare la fiare, se împărțea pâine și carne, se bea vin, se desfârna în fața idolilor și lumea trăia o viață modernă. Acesta era principiul vieții romane. Ori împăratul Constantin schimbă din temelie acest lucru și arată că viața morală este una din cele mai normale vieți care poate să-L coboare pe Dumnezeu între oameni și să-I ducă pe oameni la Dumnezeu. Ăsta este împăratul Constantin. Și mai simt câteva idei, tradiții simple. De exemplu, de astăzi nu se mai seamănă ovăs, porumb, este ultima zi pentru că nu se mai face timpul de creștere, ar fi odată. Gospodinele trebuie să ducă bujori la biserică și dulciuri ca să fie frumoase și dulci privite de soții lor în ochi și văzute în gospodărie ca femei frumoase. Și pe câmpuri... Ce simbolizează bujorii? Frumusețea, cum să spun, farmecul, demnitatea, măreția. Sunt cele mai frumoase flori, sunt flori imperiale. Da, se numesc florile împăraților. Și prin grădini chiar se stropește cu aghiazmă și casa se atămâiază cu tămâie ca să vină căldura primăverii și să plece frigul. Dacă ne uităm un pic afară, e un pic frig, așa că am putea atămâia un pic și da cu aghiazmă. Sunt obiceiuri de la țară care se păstrează în unele locuri și până azi. Iar astăzi, de Constantin și Elena, mai este un lucru frumos, urcă turmele în munte definitiv, pentru că se zice că de la Constantin și Elena nu mai îngheață și nu mai ninge, chiar dacă mai dă ploaie și dă sloată, adică lapoviță. Și se face săptămâna aceasta, după împărații Constantin și Elena, se face prima măsurătoare a laptelui oilor și se mănâncă prima brânză dulce din anul acesta. Și cine mănâncă urdă și brânză se poate scălda și nu se îmbolnăvește tot anul. Mă rog, obiceiuri. Ori fi adevărată, nu? Din tradiția românească. Da, da, da. Cum a fost stabilită data de 21 mai? 21 mai mi se pare că este, dacă nu mă înșel, momentul când împăratul Constantin trece la cele vești. Sfinții au două zile de onomastică. Când se nasc, da, atunci nu-i știe nimeni ce vor fi, dar când se mută la cele cerești, sărbătoarea devine universal, valabilă, este sărbătoarea lor de preamărire și de naștere în cer. Asta cred că este, sper că n-am greșit. Cu siguranță așa trebuie să scrie în sinaxar. De ce sunt doi dintre cei mai iubiți sfinți? Dacă ținem cont și de numele celor care păi, sunt foarte mulți. Întâmplarea face că numele împăratului Constantin nu s-a mai putut șterge fiind la temelia eliberării creștinismului de sub jugul păgânesc. De 300 de ani de tortură și de crimă și de pedeapsă și de ucidere și de prigoană. Iar numele este atât de flexibil și este atât de cunoscut încât este în foarte multe familii, găsim Constantin sau Elena și cel mai interesant este că sunt tineri și tinere care în adins atunci când se căsătoresc că își caută partenera ori să fie ea Elena dacă el e Constantin sau dacă ea este Elena și caută un Constantin ca să poată să-și sărbătorească onomastica odată. De exemplu, eu am fost tot Constantin de acasă și ăsta mi l-a pus mama mea, deși în familie n-aveam decât prin al treilea, al patrulea neam un Constantin,
uitat, eu știu de cine și cui l-ai fi purtat numele, și mi-au pus Constantin, deși intenția era să pui Dumitru, ca al tatălui, dar mie nu mi-a plăcut, nu că nu-i frumos numele, nu mi-a plăcut. Pentru că tot vorbeați de căsătorie, am primit un mesaj chiar... Și este și ocrotitorul familiștilor, împăratul Constantin și mama sa Elena, adică cei care au familie și se roagă, le ajută. Sunt deci, nume frumoase. Da. Dimineața mi-a trimis mesaj o tânără, spunea că este împreună cu un italian romano-catolic, el a fost căsătorit anterior, fiind căsătorit înainte, acum nu mai poate face o cununie religioasă, așa, ci doar civilă. Așa este în religia ca romano-catolică. Da, iar ea este ortodoxă și își dorește foarte mult să aibă parte și de o cununie religioasă. Păi aici rămâne la latitudinea ei, are trei variante. Are varianta să-și facă cununia civilă și să stea liniștită dacă îl iubește și vor să aibă copii sau familie. Doi, are varianta să-l aducă la ungerea în ortodoxie și să-l facă ortodox și atunci să aibă parte de cununie, sau dacă lor nu le dă voie să căsătorească a doua oară, să stea în concubinaj, care nu e mare lucru. Într-o zi te poți trezi cu bagajul la ușă. Deci aici depinde de rugăciunea ei, de credința ei. Să știți că eu am foarte multe fete care au reușit să facă din bărbați de alte religii creștini cu înțelepciune, cu răbdare, cu delicatețe, cu... Mi-a plăcut de unul Emanuel, îl ținea o fată frumușică, dințoasă din asta, micuță, așa bătăioasă. Și nu știu ce era el. Era oricum ceva din originile astea, ori islamic, ori ceva din necreștin. Și după ce l-am făcut pe Emanuel, că așa îl cheamă ca soț, acum i-am dat numele lui Dumnezeu, după ce l-am făcut creștin, întâlnindu-ne într-o vară anterior și discutând ceva, îmi spune el, știi, părinte, ce mă impresionează la noi, la ortodoxi? Chiar da. Simțea, nu? Nu, la noi, la ortodoxi. Era la el, la ortodox. Da, da, da. Adică ce... Ea a terminat teologia, fata respectivă. Adică ce bine l-a crescut, adică ce bine și-a însușit credința creștină, că era la el, la ortodox. Și am zis, da, uite, asta e o realizare. Pentru că proiectele, procesele verbale și ședințele astea ultra-internaționale sunt bune să nu ne dăm în cap, să nu ne spargem capetele. Deci nu astea stau la baza voii Duhului Sfânt. Când Duhul Sfânt va voi, el poate într-o clipeală de ochi, ce-ar fi, mă duc mereu cu mintea la o chestiune. Unii ori să spună că sunt nebun, eu teologul meu proprie. Vedeți, noi, n-ați fost poate vreodată la priveghere sau la vecernie, toate ceasurile noastre în biserică, ceasul 3, ceasul 6, ceasul 9, încep cu acest lucru. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm, scădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm, scădem la însuși Hristos Împăratul Dumnezeu nostru. Ce ar fi ca aceste trei cuvinte pe care noi le repetăm tot timpul când începem ceasurile, într-o zi să se audă în tot văzduhul de pe pământ și să se audă strigate de îngeri către oameni. Și oamenii scad în genunchi și să îmbrățișeze creștinismul. Ce vor spune atunci cei care vorbesc aiurea și jignesc pe unii sau pe alții? La asta mă gândeam și am trăit în sentimentul ăsta, l-am trăit în mijlocul Bangkokului, în Thailanda, cu profesorul de misiologie, părintele Petraru, când am ajuns la statuia lui Buddha înaltă de 180 de metri, să vedea din tot orașul, poleită toată cu aur, cu mătăsuri, cu pânze, și toată lumea se ducea acolo și aprindea lumânări, punea acei lotus, punea jos portocale, banane, niște pânici, așa, un fel de jertfă, da, Dumnezeului lor acolo. Și se bucurau acolo și făceau ca un fel de mătănie, atingeau cu fruntea pământul, își frecau palmele, își dădeau pe față, băteau de trei ori din palmă. Și mă gândeam, zic, uite câtă simplitate, câtă curățenie, câtă naivitate, câtă trăire interioară scris la ceva făcut din lemn. Nu știu din ce era, din metal, din lemn, ambar, n-am, nu pot să spun. Și ei se închinau acolo. Și am zis, cum ar fi într-o zi ăla să strige el de acolo, de unde lumea îl aclamă și îl laudă ca un Dumnezeu? Nu eu sunt Dumnezeu vostru, Hristos e Dumnezeu vostru. Hai, închinați-vă Împăratului vostru Dumnezeu. Dați inima lui Dumnezeu. Închinați-vă toți Împăratului nostru Hristos.
Vă dați seama că aceia cum sunt supuși cu minți? Exact, exact. Când Buddha le-ar porunci odată în creștinism toată Thailanda, toată Asia, toată Coreea, toată Japonia, toată China, tot ce vrei. Mai spunea cineva că fiecare ar trebui să fie cu o persoană din religia sa. Să nu ne mai amestecăm nici naționalități, corect, nici rase. Corect, nici este, religii. Corect este, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Fata și băiatul când se căsătoresc să aibă aceeași religie. Dar ce te faci tu cu dragostea asta și cu sentimentele astea care fug și se duc unde nu vrei? Poate vezi un turc frumos, poate vezi un izraelian frumos, poate vezi un portughez frumos, poate vezi un francez frumos, poate vezi un suedez frumos, un german frumos. Ce poți să-i faci? Nu te poți spune de-a curmezișul. Trebuie o credință foarte categorică ca să știi ce înseamnă religia și trăirea creștină autentică. Și ia ca după ce te-ai culcat și ai făcut un copil și ai făcut familie și așa, e foarte greu să-i spui tu dă-i cu flit și lasă sau nu știu. Fă cum te luminează Dumnezeu. Trebuie să-ți asumi verticalitatea faptei săvârșite, cum și-a asumat-o și Antuza, cum și-a asumat-o și Nona, mama Sfântului Grigori, care la început tatăl a fost păgân, apoi a devenit creștin și episcop, la fel Secund, care a fost păgân, Ioan, Gură de Aur, cel mai mare ritor creștinătății. Nu judecăm noi lucrurile astea, eu nu vreau să fiu Dumnezeu, îmi pare rău. Da. E cel mai ușor să-i lăsăm lui Dumnezeu această treabă. E atât de sensibilă și e atât de fină, mai ales că Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune foarte clar și categoric. Ferice de păgânul care moare cu fapte de creștin și vai de creștinul care moare cu fapte de păgân. Și Macare, mărgând prin pustie, dă cu piciorul într-o tigvă elinească și zice... Tigva, de ce mă lovești, Macare? Mai bine fă o rugăciune pentru mine. Dar tu cine ești? Eu sunt capul unui popă idolesc. Păi și ce rugăciune să fac dacă tu ești păgân și nu ai botezul? He, Macare, habar n-ai. Când faceți voi liturghia pe pământ și faceți pogorârea Duhului Sfânt peste Sfintele Taine și faceți trupul lui Hristos și faceți parastasul, de fiecare dată, pentru o clipă, se luminează tot iazdul și noi ne ușurăm în munci. Nu știm tainele, Dumnezeu le știe. Vorbim despre atât de mulți sfinți și îmi dau seama că ne amintim de o parte dintre ei doar când vine ziua lor. Cum putem face să ne rugăm astfel încât să, nu știu, să-i cuprindem? Simplu, noi avem un acatist. Pentru să ne rugăm pentru fiecare parte. Avem un acatist în acatistier care se citește în fiecare sâmbătă de creștini evlavioși, numit Acatistul tuturor sfinților. Și îi cuprinde pe toți. Uh-huh. Și voi mucenici, și voi dreptmăritori, și mărturisitori, și voi locuitorul în pustie, și voi temătorul Dumnezeu, și cei care ați pătimit, și cei care ați ars în foc, e foarte frumos, e superb. Și avem și canonul de pocăință către toți sfinții. Avem rugăciuni, noi când facem odpustul la biserică, finalul slujbei se cheamă, spunem așa, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, dacă e în timpul săptămânii, sau cel ce a înviat din morți, adevăratul nostru Dumnezeu, dacă e duminica, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfântului Zilei, dacă depinde cei luni, Ioan Botezătorul, marți, nu, Sfinții lui Arhanghel Mihai și Gavril, Ioan Botezătorul, Maica Domnului, Sfânta Cruce și a tuturor Sfinților Sâmbătă, așa învierii Duminica, a Sfinților Lăudați Apostol, Bun Iubitor, Mâncești și Dumnezeu Purtător, a tuturor Sfinților. Și la urmă spunem, și cu rugăciunile Sfântului Zilei, cei în ziua respectivă, cum ar fi mâinea Sfinților întru tot lăudați împărat Constantin și mama sa Elena, și cu ale tuturor sfinților să ne milească, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Deci oricum zilnic în toate slujbele, la fiecare odpust, sunt invocați toți sfinții, pentru că este biserica biruitoare din cer, care face rugăciune și chemarea Duhului Sfânt peste biserica luptătoare de pe pământ. Am văzut o întrebare pe pagina de Facebook, cineva întreabă de ce are impresia că toate persoanele care poartă numele Sfintei Ana au ca destin suferința. Nu! În primul rând îi spun eu altceva. Toate persoanele care poartă numele Ana sunt foarte culte, deștepte, ambițioase, orgolioase, bătăioase, rezolvă orice problemă, dar ele se bagă în tot felul de suferințe. Să caute doamna care a pus răspunsul și să vadă dacă nu ele sunt exact ca luptătorul cu sabia. Eu spovedesc de 30 de ani și cunosc 100 de ani, nu una. Deci toate sunt capabile și ultra-capabile, dar caută suferința, adică să bagă în jertfă, să amestecă peste puterea lor și fac mai mult decât pot face. Mm.
Da. O doamnă se numește Elena, mâine este ziua ei și vă rog să-i dați spunem la mulți ani și sănătate încă de astăzi, deși am să pun mâine și o urare scurtă în pagina noastră la FB. Doar bucurie, ferire de boli, de necazuri, de primejdi, de războaie și Duhul Sfânt să binecuvinteze casa tuturor și a celor ce îi cheamă Constantin și Elena să aibă mulți ani cu sănătate și a celor ce poartă toate numele Sfinților, ce fel ar fi. Cineva spune că ar vrea să vină o săptămână să viziteze mănăstirea și întreabă dacă ar avea unde să se cazeze. Găsește-te să vorbească la cazare acolo cu maica care răspunde de cazare, care e delegata mitropoliei. Este acolo hotel. E o clădire mare cu camere pentru cei care vin ca oaspeți. Și poate să-și plătească acolo, stă și mănâncă, ia micul dejun meața sau sara la mea, stă la masă și plătește cei de plătit și poate sta. Are participare la toate slujbile, nu e nicio problemă. O doamnă sau un domn, nu-mi dau seama după numea, că e și nume și de femeie și de bărbat. Pe ce program este emisiunea? Nu este. Este pe Facebook în fiecare joi la ora 12:30. Exact. Pagina BZI simplu, cea cu 1 milion și de urmăritori, sau BZI Live. În ce zile puteți fi găsit la mănăstire? E aproape în toate zilele. Lunea mă mai duc și fac fizioterapie, că mă doare un cotonoc, am o vârstă. Miercuri avem masă de 2 ori, joia sunt la emisiune, după amiază mă duc și mai spovedesc. Vinerea toată ziua, sâmbătă toată ziua, duminica toată ziua. Și cred că ultimul mesaj, soțul meu vrea să divorțăm, dar eu nu îmi doresc acest lucru. Dacă îl puteți convinge, îl puteți răbda, îl puteți ocroti cu rugăciunea, cu răbdarea, nu-l stresați, poate Dumnezeu îl aduce pe calea cea bună. Poate e o pornire de moment, poate e amestecul. Trebuie toate femeile căsătorite să știe că există o categorie de femei, nu le zic ușoare sau să le jignesc, profesioniste, care știu să caute băieți cu bani, băieți cu mașini bune, băieți cu stare bună, să-i rupă din familie și știu cum să ajungă la soțiile lor ca să afle că ei sunt implicați în aceste mariaje paralele derapate. Ca în felul acesta, prin șmecheria aceasta a dezbinării familiei, cum face și diavolul, să poată să-i arunce în brațele lor mai ușor, cum e femeia nervoasă, să ieși să pleci, dăm divorț, am terminat. Nu! Atunci îl ții mai mult lângă tine, atunci îl iubești mai mult, atunci îl ierți mai mult când îi ispită. Că dacă îi trece, rămâne a tău. Dacă nu ți-l ia aia și nu plângi după el și nu poți dormi noaptea. Am ajuns la final de emisiune. Aici părerile sunt împărțite, să știți. Până la urmă, ce, el nu are conștiință, nu poate alege? Bărbații au conștiință, dar sunt prea relaxați din punct de vedere sufletesc. La ei credința e la fel de ușoară și la fel de simplă cum sunt și derapajele. Înțeleg. Da. Femeia e mai tenace, e mai vivace, e mai atentă. Și spun lucrul ăsta fiindcă spovedesc de 30 de ani femei, mame, surori, mătuși, bunici, băbuțe, cum le zic eu, stafidele mele, sfințite alea în vârstă de tot. Și vreau să vă spun că am constatat, în ciuda faptului că în ortodoxie nu scrie sau în canoane nu spune, vă spun eu din experiență, femeia are un mic ochi nevăzut în frunte și un simț special cu care simte imediat orice mișcare. Dacă băiatul are problemă, dacă fata are o problemă, dacă soțul are o problemă, adică adulmecă cum e câinele acela de la droguri. Și eu zic, lasă mamă, poate te înșel, părinte, nu-mi spuneți mie. Și la un timp îmi spune, ați văzut că am avut dreptate? Bă, asta este simțul. Mai bine să nu le mințim că ele iubesc și sunt sincere și chiar sunt pătimașe în ceea ce ține viața de familie. Un ultim gând, vă rog, pentru sărbătoarea de mâine. Bucurie la toți, flori, voie bună, credință, împărtășanie celor ce se pregătesc de Euharistie, sănătate celor ce nu au, vindecare celor din spitale și multă voioșie și copii sănătoși în jurul familiei dumneavoastră și cât mai multă unitate, să nu ne mai judecăm, să nu ne mai osândim, să nu ne mai jicnim, să nu ne mai vorbim de rău, că vedeți unde am împins țara. Așa cumva pe o parte, gata să cadă lucrurile de pe masă și nu-i bine. Vă mulțumim foarte mult. Ne revedem joi. Părintele Calistrat a fost alături de noi. Nu uitați să dați un like și un share postării și să rămâneți în continuare alături de echipa noastră. Urmează o nouă ediție începând cu ora 15. Iar noi ne vedem mâine de la ora 11. Cine vor fi invitații, puteți afla de pe site-ul nostru. Toate cele bune!